Bogdan Stănescu, antrenorul sportivei Mihaela Hogaş, care a obținut medală de bronz la proba de ștafetă mixtă. Cum e ziua unui antrenor după ce a câștigat astfel de medală? Păi, de când te apuci de antrenorat, cred că visezi ziua asta în care un sportiv pe care l-a antrenat să câștige o medalie olimpică. Este un fel de apogeu al carierei, dar o să ții timp și mai sus. Lupta a fost foarte strânsă, toate echipele au venit în 2 secunde. Am fost la 7/10 de locul 1, la 8/10 de locul 2, foarte aproape. Am așteptat încă 4 perechi să alerge, să vedem dacă ne înving timpul obținut de noi, dar din fericire am putut să obținem această medalie. Legat de partea asta de viteză și tehnică, cum trebuie să stăpânești pe lângă pregătirea fizică elementele astea? E un sport foarte complex. Gândiți-vă că stăm pe o lamă cu o lățime de 1 milimetru, trebuie un echilibru fantastic, trebuie forță, anduranță, explozie, tehnică foarte multă ca să poți să faci sportul acesta la un nivel foarte, foarte mare. Tocmai de aceea mulți campioni mondiali ajung la vârsta de peste 25-30 de ani, deoarece trebuie să perfecționezi foarte multe tehnic, să intri într-un automatism tehnic și de acolo să ai o pregătire de vârf, o pregătire fizică de vârf, și numai așa poți învinge. Dar noi ne străduim, învățăm an de an metode noi, tehnici noi. Eu învăț pe Mihaela, Mihaela mă învață pe mine, împreună formăm un nucleu care, cu cât suntem mai apropiați, poate suntem mai puternici. Când te-ai apucat tu prima oară de patinaj? Și dacă faci comparația cu ce se întâmplă cu copiii de ziua de azi, care e o diferență mare. Când m-am apucat eu de patinaj, era cu totul altă tehnică, erau alte patine. Acum sunt alte tehnologii, alte metode de antrenament. Normal că toate au evoluat. De când am început să antrenez din 2008, m-am axat pe o grupă de copii, n-am vrut să antrenez de prima oară senior, să mă arunc cu capul înainte. Eu i-am învățat pe ei, ei m-au învățat pe mine, cum se spune. Așa am putut să învăț să fiu un antrenor din ce în ce mai bun și rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Drept dovadă, avem concursuri internaționale câștigate și pe echipe și la individual. Lotul României este în mare parte format din echipa noastră de la Brașov. Avem foarte mulți copii buni, copii talentați, copii care muncesc foarte mult. Cam cât timp trebuie să muncească un sportiv pentru a obține un rezultat notor, cum este un trofeu sau... Depinde la ce vârstă este competiția. Dacă să ajungă la olimpiadă, trebuie minim 6-7 ani de muncă. Minim. Și acolo depinde cât de multă pregătire specifică primești, ce noroc ai, cât de mult muncești, cât de talentat ești. Dar ca să ajungi să fii un sportiv de top, îți trebuie un pic de fiecare. Talent, putere de muncă, un pic de noroc, toate duc la marea performanță. Pe lângă partea de pregătire și antrenament, în viața unui sportiv care îl ai în custodie, partea familiei, școala, cam cât are ponderea? Ei trebuie să le facă pe toate. Trebuie să facă un sacrificiu. Dacă vrei să fii altcineva, să fii în top, să fii campion, trebuie să faci multe sacrificii. Adică orice copil normal se duce fiecare zi la școală, se duce în vacanță, când este adolescent se duce la un club, la o discotecă, pierde nopți. cum e Mihaela, n-are cum să pierdă nopți și să pierdă atât de multe antrenamente, că altfel n-ar mai fi aici. Și atunci sacrifică viața de adolescent, sacrifică câteva concedii, dar ceilalți care nu le-au sacrificat n-au ajuns aici. Unde ajung eu? Campioni sunt câțiva. Cei care se duc în concedii și au o viață normală foarte mult. Dacă vrei să fii altfel, trebuie să faci niște sacrificii. Vă întorc la partea asta de learning and share, club, Beyond Play Tomorrow. Care crezi că va fi viitorul atleților de la junior până la... Păi viitorul în prezent este Mihaela, care ne-a arătat că se poate într-o situație critică a Federației, a sportului în România, a sportului de iarnă în România, ne-a arătat că se poate să câștigă o medalie din aproape nimic. Doar din muncă, talent, ambiție, mult antrenament. Asta este un bol pentru ceilalți sportivi, mai ales de la noi din oraș, din Brașov, din cluburile pe care le reprezint din România. O văd ca pe un model și cred că de aici toată lumea o să înceapă să muncească, să se sacrifice, cum a făcut Mihaela, să ajungă la înaltă performanță. Bun, eu vă mulțumesc mult și vă felicit încă o dată pe performanță și așteptăm. Mulțumim. Sperăm să ne întâlnim după Olimpiada din Coreea.